Ziua sărbătorii, celebrăm învierea glorioasă, miraculoasă a Domnului Iisus Hristos, care ne-a adus atâtea beneficii și mai presus de orice, promisiunea învierii noastre pentru împărăția lui Dumnezeu. Urmează predica, motiv pentru care o să citim din Scriptură. Vă invit să deschideți împreună cu mine în Cartea 1 Corinteni, capitolul 15. Aici Pavel tratează învierea din punct de vedere teologic. Evangheliștii o tratează din punct de vedere istoric. Citim cuvântul Domnului începând cu versetul 1. Acolo unde sunteți, în casele dumneavoastră, vă invit să vă opriți, să luați Scriptura și să citiți împreună cu mine. Este spre folosul nostru să facem lucrul acesta. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate că, așa cum am primit și eu, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor via în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos e cel dintâi rod. Apoi, la venirea lui, noi, cei care suntem ai lui Hristos. Amin. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această mare zi a sărbătorii creștine, învierea glorioasă, miraculoasă a Mântuitorului Iisus Hristos din morți, ne pune împreună, chiar dacă pandemia de coronavirus, datorită izolării sociale, ne împinge să fim cu toții acasă. Acolo unde sunteți în casele dumneavoastră, știți că acolo este o biserică, deoarece la biserică nu puteți veni cu toții în perioada aceasta. Învierea este de departe cel mai neobișnuit fenomen al întregului univers. Nici când n-a mai înviat vreodată o ființă umană în maniera în care a înviat Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Este adevărat, Biblia prezintă mai multe învieri înainte de Iisus Hristos, dar niciuna dintre acestea nu poate fi comparată cu învierea sa. Ioan spune în capitolul 10, Tata mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o dă cu sila, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Învierea Domnului Iisus Hristos ne dă o nouă perspectivă asupra vieții, asupra morții, dar și asupra eternității. Noi oamenii trăim într-o dimensiune foarte limitată. Avem o viață foarte fragilă și vulnerabilă. Experimentăm deseori neputința și boala, existența noastră fiind încadrată între naștere și moarte.
între maternitate și mormânt. Indiferent de abilitățile noastre născute sau de competențele noastre dobândite, nu putem depăși în niciun fel aceste limite, nu putem trăi nici măcar o secundă peste hotarul pe care Dumnezeu l-a pus vieții noastre. Citind Biblia, ne confruntăm cu persoana și acțiunile supranaturale a lui Dumnezeu, care, din punctul nostru de vedere, sunt imposibile, sunt incredibile, sunt inexplicabile și sunt inimitabile. Cunoașterea acestor lucruri ne pune în situația să acceptăm că există două lumi. Prima dintre ele este lumea noastră, o lume vizibilă, limitată, temporară, neputincioasă și plină de suferință. Cea de-a doua lume, lumea lui Dumnezeu. O lume invizibilă, infinită, eternă, atotputernică și absolut lipsită de suferință. Din punct de vedere logic, nu putem înțelege pe deplin lumea lui Dumnezeu, pentru că suntem inferiori acestei lumi și din acest motiv Dumnezeu s-a descoperit pe sine oamenilor prin Scripturi. Persoana și activitățile lui Dumnezeu prezentate în Biblie sunt cu totul supranaturale. Vă aduc aminte de creație și facerea omului, de potopul lui Noe, de Marea Roșie care a fost despicată ca să treagă robii, prizonierii evrei spre Canaanul promis. Vă aduc aminte de momentele în care Dumnezeu le-a dat apă din stâncă și zeci de ani în care le-a dat mană din cer, de Iona care a fost înghițit de un pește uriaș și apoi scuipat, iertați-mi expresia, la mal. Vă aduc aminte de întruparea lui Hristos printr-o fată fecioară, de viața și misiunea sa care este plină de miracole, de învierea sa din morți, poate cel mai mare miracol, și despre înălțarea Mântuitorului la cer la 40 de zile de la înviere. Citind despre toate aceste lucruri, înțelegem că Dumnezeu ca persoană și tot ceea ce face Dumnezeu este supranatural. Ceea ce noi numim supranatural, la Dumnezeu este natural. După cum ceea ce este natural pentru noi, pentru o furnică este supranatural. Asta înseamnă că e vorba de o diferență infinită de natură, de capacitate, de putere, de înțelepciune, de autoritate și așa mai departe. În timp ce noi oamenii suntem naturali, trecători, limitați, vulnerabili, temporari, Dumnezeu este infinit, este etern, omnipotent, omniscient, omniprezent. Citind Biblia, putem cunoaște despre Dumnezeu. Crezând și practicând Biblia, putem cunoaște pe Dumnezeu. Și în felul acesta trecem de la a auzi la a experimenta. Zilele acestea suntem în Săptămâna Mare, pentru locuitorii țărilor preponderent catolice. Însă peste o săptămână vom fi în Săptămâna Mare cu locuitorii țărilor preponderent ortodoxe. Trecând dincolo de diferențe denominaționale și calendaristice, suntem în preajma celui mai glorios eveniment, învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Său! Cum încearcă oamenii să explice minunea învierii lui Iisus Hristos? Sunt mai multe ipoteze, doar spre exemplu o să amintesc câteva dintre ele ca să vă faceți o idee despre ce vreau să vorbesc. Ipoteza furtului este una dintre ele. Ea presupune că ucenicii speriați și ascunși au trecut de cei 16 soldați înarmați care închideau, care erau în fața mormântului și au dat la o parte piatra de aproape o tonă care bloca intrarea în mormânt. Oamenii aceștia erau speriați, erau fricoși, erau ascunși, nici vorbă să treacă peste soldați și să dea piatra la o parte. Ipoteza leșinului. Soldații romani au confirmat moartea când i-au străpuns abdomenul din care a curs sânge și apă, motiv pentru care nu mai a fost nevoie să-i zdrobească fluierele picioarelor pentru a nu mai se putea să se ridice și în felul acesta să respire. Nu vreau să comentez lucrul acesta pentru că este bine cunoscut, dar în momentele acelea cei crucificați mureau prin sufocare pentru că nu mai puteau să respire. Ca să respire, era nevoie să se sprijinească în picioare pe postamentul pe care erau așezat picioarele și să se ridice pentru ca să nu mai stea agățați în brațe și să poată inspira. Dar asta le provoca o durere incredibilă pentru că se ridicau în mâini și în picioare. Apoi este ipoteza
halucinației martorilor datorită inhalării miresmelor cu care Hristos a fost îmbălsămat. Biblia spune că Mântuitorul a înviat și s-a arătat la peste 500 de frați. În textul citit am remarcat faptul că Pavel spune și unii dintre ei sunt încă în viață, la ani buni de la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, când Pavel scrie cartea 1 Corinteni. Apoi, mai sunt multe alte ipoteze pe care nu vreau să le mai amintesc din lipsă de timp și probabil că nici nu este nevoie de aceste dovezi. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost unul dintre cele mai mari și principale obiective ale apostolilor. Ei au predicat despre asta și ei au murit pentru asta. Aș vrea să vă spun ce, să vă aduc aminte ce a spus Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că ei vesteau în Iisus învierea din morți. Observați dintre toate lucrurile pe care le-au predicat, lucru care îi deranja cel mai mult este faptul că predicau că Iisus a înviat. De ce era subiectul acesta periculos pentru ei? Din același motiv pentru care este periculos și pentru astăzi. Pentru că subiectul acesta spune tuturor că Iisus Hristos a murit, a înviat, este mântuitor și trăiește, așteptându-se ca toți oamenii să se pocăiască. O să citesc și din Fapte, capitolul 4, versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului. Iată, dar nu numai Petru, toți apostolii cu autoritate mărturiseau despre învierea Domnului. Numai despre asta predicau? În mod deosebit, numai despre asta predicau. Apoi, Scriptura ne spune că Pavel ajunge în Areopag și începe să predice. Și filozofii stoici spuneau, ce vrea să zică palavrageul acesta? Pentru că l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea acestuia. Pavel, Petru, apostolii vorbeau despre învierea Domnului. În același capitol 17 din Faptele Apostolilor, Scriptura continuă spunând, când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc de ei și alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Pavel, de asemenea, ca unul care știa că o parte din adunare era formată din saduchei, iar alta din farisei, a strigat în mijlocul adunării, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdei mele în învierea morților, sunt dat în judecată. Observați că peste tot pe unde apostolii mergeau, subiectul principal al predicilor lor era Iisus Hristos a murit și a înviat. Și dacă Dumnezeu a avut putere să-L învie pe El, va avea putere să ne învie și pe noi. De aceea oamenii, autoritățile, erau înspăimântate de subiectul acesta de predică. Pentru învierea morților, spune Pavel, sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Observați care predică a deranjat? Aceeași predică deranjează și astăzi, datorită supranaturalului ei. Pentru că dacă este adevărat că Iisus a înviat, atunci Dumnezeu există, noi suntem păcătoși și trebuie să ne pocăim pentru ca să avem parte de viață veșnică. Pavel spunea, eu am rămas în viață și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari că cel dintâi este Hristos care a înviat din morți. Fapte, capitolul 26. Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că Iisus Hristos a înviat din morți și apostolii imediat după învierea sa numai despre înviere au predicat. Peste tot pe unde mergeau, la iudei, la greci și la orice etnie și popor, predica despre învierea lui Hristos din morți. Stimați predicatori, nu credeți că este vremea să imităm predicile apostolilor? Nu credeți, scumpi oameni ai lui Dumnezeu, stimați creștini, frați și surori, prieteni dragi, că este vremea să ne bazăm credința pe învierea lui Iisus Hristos? Dacă Dumnezeu a avut putere să-L învieze pe Hristos din morți, atunci va avea putere să ne ferească de rău, să ne ocrotească, să ne protejeze și să ne binecuvinteze. În ce a constat necesitatea și valoarea învierii lui Iisus Hristos? În primul rând, învierea lui Hristos demonstrează puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că fiul lui Dumnezeu a înviat din morți. Cine l-a înviat din morți? Dumnezeu. De ce ne este nouă teamă astăzi în încercările vieții, dacă Dumnezeu a avut atâta putere să-L învie pe Hristos din morți? Apoi,
Învierea lui Hristos este dovada învierii credincioșilor. Uitați ce spune Pavel în 1 Corinteni 15. Dacă se predică că Iisus nu a înviat din morți, atunci nici noi nu vom învia. Dar el spune, dacă se predică că Iisus a fost, a înviat din morți, atunci cum zic unii dintre voi că nu există o înviere a morților? Și apoi continuă în versetul 20. Acum Hristos a înviat. Primul rod, pârga, spune Cornilescu. Pârga este, imaginați-vă, un pom cu cireșe și prima cireașă, primele cireși care se împârguiesc și se apropie de coace. Acelea se numesc pârga, adică cele din tâi care se coc. Ei bine, Hristos a fost cel din tâi care a înviat și va fi urmat de noi, de credincioșii practicanți. Învierea lui Hristos demonstrează puterea lui Dumnezeu și apoi demonstrează că în același fel cum a înviat El, vor învia și credincioșii Lui. Apoi, învierea lui Hristos dă valoare credinței în Dumnezeu. Uitați de ce. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră e inutilă. Dar dacă a înviat, credința voastră este autentică. A înviat Hristos? Da. E credința autentică? Bineînțeles. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, spune Pavel în textul citit în introducere, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Stimați prieteni, nu vă puneți încrederea în Dumnezeu numai pentru viața aceasta, că ar fi cea mai mare greșeală. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu în mod special pentru viața veșnică și apoi, sigur, și pentru viața aceasta. Învierea lui Hristos este dovada mântuirii noastre. Uitați cum comentează Pavel lucrul acesta. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră e zadarnică și voi sunteți în păcatele voastre. Și prin urmare, cei ce au adormit sunt pierduți, dar Hristos a înviat, iar păcatele voastre sunt iertate, adică sunteți mântuiți. Căci dacă moartea a venit prin om și învierea a venit prin om, adică prin omul Iisus Hristos, sfințească-i se numele. Învierea lui Hristos ne aduce speranță, spune Scriptura. Binecuvântat să fie Dumnezeu, spune Petru în primul capitol. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Cum avem noi speranță? Prin faptul că Iisus a înviat. Și dacă El a înviat, nefiind mort, El continuă să fie protecția noastră, Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru. Pavel explică învierea folosind comparația cu procesul semănatului în agricultură. În 1 Corinteni 15, textul pe care l-am citit, el spune, dacă va zice cineva, cum înviază morții? Orice om pune întrebări logice, pentru că noi trăim într-o lume unde punem întrebări și ni se răspunde logic. Fenomenul învierii este mult deasupra capacității logice. Pavel spune, cum vor învia morții și cu ce trup vor învia? Și el explică, ce semen tu în pământ, indiferent de sămânță, dacă nu moare mai întâi, când semen, nu semen trupul, nu semen planta care va ieși, ci doar un grăunte, fie grâu, fie altă sămânță, apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Așa va fi și la învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Așa este și învierea morților, spune Pavel în textul citit. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Stimați prieteni, dacă nu am avea absolut deloc experiența acestui fenomen obișnuit al semănatului unei semințe care putrezește, care îngheață și moare peste iarnă, iar în primăvară, de nicăieri, de nici unde, înghețată și moartă fiind, iese o plantă care crește și care rodește. Pavel ia această experiență a așezării în pământ a unei semințe, iarna îngheață și moare, dar din această moarte iese planta. Cum înviază morții? Pavel dă acest exemplu spre comparație. Priviți diferența dintre cele două trupuri, uman și spiritual, putrezește, nu putrezește, rușine, slavă, neputință, putere, firesc, duhovnicesc, omenesc, ceresc. Învierea este marele obiectiv al credincioșilor practicanți. Tot ceea ce ne dorim în viitor este învierea Domnului Iisus. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este autentică pentru că s-a împlinit în detaliu zecile de profeții la sute de ani după ce au fost rostite de profeții din Vechiul Testament. De unde au știut profeții din Vechiul Testament cu 800, 1000 de ani înainte că va învia Hristos, dacă n-au fost inspirați de puterea celui care l-a înviat la vremea potrivită?
Învierea lui Hristos este autentică pentru că ucenicii care au contestat la început învierea au acceptat-o după ce au experimentat-o și au văzut-o cu ochii lor. L-au văzut cu ochii lor pe Hristosul care a fost ucis. Mormântul gol este o a treia dovadă. De 2000 de ani există controversă pe marginea autenticității lui Iisus Hristos, însă primele generații de creștini au putut verifica cu martori autenticitatea mormântului gol. Noi nu avem nicio șansă să verificăm astăzi, noi putem fi mințiți, dar primele generații, prima generație, putea ușor să verifice, pentru că în vremea lor s-a întâmplat fenomenul. Și dacă nu ar fi fost real și autentic, s-ar fi știut, copiii lor ar fi știut, nepoții lor ar fi știut. Noi astăzi nu știm, ne bazăm pe ce au spus ei și ce spune Scriptura. Apoi arătările după înviere, Biblia menționează că 500 de frați l-au văzut pentru că s-a arătat lor. Transformarea vieților apostolilor și a milioanelor de creștini din 2000 de ani de istorie. Cine ne-a născut pe noi din nou? Cine ne-a schimbat viața? Cine ne-a detașat de păcatele în care ne găseam plăcerea, în care ne cheltuiam banii și în care ne manifestam infidelitatea și loialitatea față de membrii familiei? Cine ne-a descotorosit pe noi de dependențele și viciile acestea, dacă nu puterea învierii lui Iisus Hristos? Ucenicii au practicat restul vieții lor această abstinență, această viață în puritate și au și predicat restul vieții lor despre învierea lui Hristos și în final au fost uciși pentru credința lor în înviere. Nașterea bisericii creștine este rodul învierii lui Hristos. Vă întreb, ce motiv ar fi avut oamenii aceștia să înființeze biserica și 10 dintre cei 11 apostoli în viață să fie uciși ca martiri pentru ce au făcut? Cum și-ar fi dat ei viața pentru o cauză de care nu erau convinși că este autentică? După un studiu amănunțit asupra ceea ce credeau primii creștini despre înviere, Wright a scris: creștinismul este inexplicabil în afară de presupunerea că aproape toți cei din tâi creștini într-adevăr credeau că Iisus din Nazaret a fost înviat din morți în trup. Observați, și ei spuneau că este inexplicabil și în afara faptului că creștinii spuneau lucrul acesta, într-adevăr Iisus Hristos a înviat din morți pentru că oamenii din generația lui au susținut lucrul acesta pentru că ei au experimentat miracolul învierii. Convertirea rudelor lui, a fraților, a surorilor, în mod deosebit a lui Iacov care a devenit apostol, fratele Domnului. Scriptura menționează că la început Iacov nu a crezut că Iisus e Mesia, fratele lui, până la înviere. Cu toate acestea, la câteva săptămâni după răstignire, Iacov s-a convertit, devenind unul dintre cei mai proeminenți ucenici și conducând biserica primară. Niciunul dintre frații lui, menționează Scriptura, că nu au crezut că el este Mesia. Ioan 7:5. Niciunul dintre frații lui nu credeau că el este Mesia. Marcu 3, rudele lui Iisus, când au auzit ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el și ziceau: și-a ieșit din minți. Vedeți, familia lui nu a crezut că este Mesia. De-abia după ce a murit, a înviat și ei au fost convinși de moartea, că au văzut-o, și de înviere de asemenea, l-au văzut înviat. După aceea au crezut în el. Vedeți, și i-a convins nu predicile lui, ci a convins moartea și învierea lui, care pentru ei, fiind în generația lui, au fost autentice. Convertirea lui Saul, marele dușman al creștinismului. El a fost unul dintre cei mai influenți oameni din congresul religios al țării. După convertire a devenit cel mai influent creștin, scriind 13 cărți dintre cele 27 ale Noului Testament. El l-a urât pe Iisus și creștinismul, însă apoi, când s-a convins despre faptul că Iisus există, pentru că a ieșit în față, în mijlocul unei experiențe supranaturale, Pavel, licențiatul de la picioarele lui Gamaliel, superdotatul vremii de atunci, și-a pus viața în mâna lui Hristos, a colindat restul vieții lumea predicând despre învierea lui și a murit datorită acestor predici. Mărturia celor mai renumiți doi oameni ai legii, Sir Leonel Lucho, care au trăit între 1914-1997, este considerat unul dintre cei mai mari avocați din istoria Angliei. El a fost înscris în Cartea Recordurilor ca fiind avocatul cel mai de succes din lume, cu 245 de procese câștigate consecutiv. Regina Elisabeta a II-a i-a acordat de două ori titlul de onoare. Studiind viața, procesul, moartea și învierea lui Iisus,
El a declarat: aș vrea să menționez cu plecată umilință că mi-am petrecut mai mult de 42 de ani ca avocat în procese de apărare în mai multe părți ale lumii. Pot să spun fără echivoc că probleme privind învierea lui Iisus Hristos sunt atât de complexitoare încât obligă acceptarea lor de orice instanță ca fiind dovezi care nu lasă nici o urmă de îndoială. Apoi, Simon Greenleaf, 1783-1853, a fost unul dintre fondatorii Harvard Law School. El este autorul valoroasei opere în trei volume, Tratat privind dreptul probelor, din 1842, care operă este considerată încă cea mai mare autoritate pe probe din întreaga literatură a procedurii legale. Greenleaf a scris reguli de probă pentru sistemul juridic din Statele Unite. Atenție, fiind ateu, Greenleaf a acceptat provocarea lansată de studenții săi pentru a investiga cazul învierii lui Hristos. După colectarea și examinarea personală a probelor, Greenleaf a dat verdictul: învierea lui Iisus este certă, fiind cel mai argumentat și verificat caz din istoria veche. Un ateu a spus asta și aceasta este istorie, poate fi verificată și confirmată. După cercetarea amănunțită a învierii Mântuitorului, el s-a convertit. S-a convertit la creștinism, scriind lucrarea clasică de apologetică, Mărturia Evangheliștilor. Vă întreb, stimați prieteni, de ce s-a convertit acest ateu? Cu ce ne ajută și în ce fel ne învață pe noi învierea lui Iisus Hristos? Ce ne învață pe noi învierea lui Iisus? Cu ce ne ajută pe noi învierea lui Iisus Hristos? Învierea demonstrează că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ateii contestă divinitatea lui Iisus Hristos, atenție, dar nu istoricitatea și moartea lui. Înțelegeți? Ateii contestă divinitatea și învierea, dar nu contestă istoricitatea, adică Iisus Hristos a existat și a murit. Observați ce nu contestă, lucruri care n-au importanță. Ce contestă? Divinitatea, Dumnezeu întrupat. Și ce mai contestă? Învierea sa, a înviat dintre morți, deci nu e om. Apoi învierea demonstrează că moartea lui Hristos a ispășit păcatele oamenilor. În momentul învierii sale, în fața scaunului de domnie al tronului lui Dumnezeu, prima jertfă necesară și suficientă pentru iertarea păcatele oamenilor a fost depusă, jertfa lui Iisus Hristos, care a murit și a înviat. Prin faptul că a depus jertfa, el a murit în locul tuturor oamenilor, toți oamenii, în mod potențial, sunt nevinovați. Această potențialitate însă trebuie activată în mod personal prin pocăință. Iisus, care a murit pentru mine, e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu, și este activată prin credință. Eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și mă pocăiesc de păcatele mele. Pocăința și credința. 3. Învierea demonstrează că diavolul și moartea au fost învinși. Uitați ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 2. El a dezbrăcat domniile și stăpânirile, autoritățile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit învingător prin cruce. Care domnii le-a dezbrăcat? Domniile întunericului. De ce anume le-a dezbrăcat? Le-a dezbrăcat de autoritate. Moartea nu a fost distrusă complet prin înviere, ci a fost luată prizonier prin înviere. Distrugerea totală a morții va avea loc la sfârșit. Citezi din Apocalipsa 20. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Învierea Domnului Iisus, în al patrulea rând, demonstrează că cei ce aparțin lui Iisus vor învia asemenea lui, dar pentru viață veșnică. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Romani, capitolul 6. Stimați prieteni, în loc de concluzii, o să fac o afirmație și o să spun o întâmplare. Hristos a murit ca să ne ierte de păcat, însă a înviat ca să ne ierte de moarte. Permiteți-mi să repet. Hristos a murit ca să ne ierte de păcat, dar a înviat ca să ne ierte de moarte, ca să ne scape de moarte, pentru că în moartea și în învierea Lui noi suntem iertați de păcatele noastre și avem promisiunea vieții veșnici. Pentru aceste motive, cei care suntem pocăiți ne-am pocăit și cei care nu sunt se vor pocăi. Întâmplarea pe care vreau să vă spun este întâmplarea la doi ghizi
și a celor doi turiști care au escaladat muntele Matterhorn. Muntele acesta se află la granița dintre Elveția și Italia și până în anul 1865 a fost considerat imposibil de escaladat, pereții săi fiind aproape verticali. Doi turiști au luat cei mai buni doi ghizi și toți patru au pornit în temerarea intenție de a escalada muntele imposibil. Au început să se cațere legându-se toți patru cu aceeași frânghie. Primul era un ghid, legat cu frânghie de el, era un turist. Urma a treia persoană, care era al doilea ghid, legat de turist cu o frânghie, și ultimul, a patra persoană, era al doilea turist. Ghid, turist, ghid, turist, toți legați prin frânghie. În timp ce urcau în cel mai dificil loc al traseului, al doilea turist, adică ultimul dintre cei patru, ultima persoană, a alunecat și a rămas agățat de frânghie. Greutatea corpului lui a smucit așa de tare pe ghidul de deasupra lui, încât l-a desfăcut și pe acesta de munte, și acesta a rămas agățat în frânghie. Smucitura a fost și mai puternică pentru următoarea persoană, turistul de deasupra lui, care și el a căzut. Prima smucitură însă i-a spus primului ghid că ultima persoană a căzut. A doua smucitură i-a confirmat și a treia de asemenea. Dar la prima smucitură, datorită experienței și a înfipt cât a putut de bine unealta aceea pe care o folosește în stâncă, între stânci, și toate cele trei smucituri n-au putut să-l dărâme, să-l tragă înapoi. Și toți trei erau agățați de el. Istoria spune că rând pe rând s-au repliat, s-au reagățat și călătoria a continuat și s-a sfârșit cu bine. Ei bine, această întâmplare ne explică ce s-a întâmplat cu rasa umană. Primul om, Adam, a alunecat. A alunecat în abis, în păcat, în groapă, trăgând după el pe un al doilea om, pe un al treilea om. Și acesta pe următorul, până când toată omenirea a rămas agățată de nimic. Ultimul Adam, Iisus Hristos, nu a alunecat, rămânând puternic și trăgând după el toată omenirea. A murit și a înviat. A venit să înceapă și a terminat. Când a plecat, a spus tetelestai, misiune îndeplinită. Ultimul Adam, Iisus Hristos, nu a alunecat. 110 miliarde de oameni aproximativ, câți au trăit de la Adam până astăzi, au alunecat toți și urmau să moară, să se zdrobească de stânci. Însă viața și destinul lor veșnic a rămas în mâna unuia care și-a întins brațele pe cruce. A murit în locul lor și la trei zile a înviat dintre morți ca să dovedească că nu este un om, că este Fiul lui Dumnezeu. Și pe lângă moartea sa pentru păcat, învierea sa pentru moarte, a făcut din Hristos Mântuitorul tuturor oamenilor. Toți cei ce se prinde El sunt în siguranță. Urmează să fie conduși spre victorie, spre biruință. Și Apocalipsa, care e ultima carte a celor 66 care compun Biblia, vorbește despre triumful celor care vor fi înviați și vor moșteni împărăția lui Dumnezeu împreună cu Iisus, care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Aceasta este valoarea învierii lui Iisus Hristos. Aceasta este supremația învierii lui Iisus Hristos. Învierea lui Iisus Hristos este de departe cel mai neobișnuit fenomen al întregului univers. De aceea, astăzi și acum, stăm în fața lui Dumnezeu uimiți, precum o furnică de măreția unui om, tot la fel noi de măreția și gloria lui Dumnezeu, care a putut să învieze din morți, dar înainte de asta a acceptat din dragoste să se dezbrace de divinitate și să coboare, deși a rămas Dumnezeu 100%, dar 100% a fost și om, ca să moară pentru noi. Cine a murit pentru mine? Iisus. Cine m-a iertat de păcatele mele? Iisus. Cine a înviat pentru că este Dumnezeu și are putere? Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus. Ce ar trebui să fac eu astăzi ca să am parte de beneficiile învierii sale?
să mă pocăiesc de păcatele mele, regretându-le cu sinceritate și responsabilitate, înțelegând gravitatea stilului meu de viață fără Dumnezeu, în care am alergat pentru a-mi împlini instinctele primare și pentru a mă desfăta în plăcerile interzise ale acestei lumi și apoi să cred că El e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu. Stimați prieteni, vă chem în momentele următoare să meditați la aceste cuvinte, să vă smeriți în fața Domnului, să vă pocăiți de păcate și să credeți că Iisus, care a murit și a înviat, este Mântuitorul nostru care ne oferă perspectiva vieții veșnice. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze și numele Domnului în această zi de sărbătoare să vă aducă bucurie. Iar dumneavoastră, cei care faceți parte dintre fiii Sionului, poporul lui Dumnezeu pentru care a murit Iisus Hristos, în momentele acestea lăsați bucuria să vă inunde sufletul. Cei bătrâni și neputincioși, văduvele și orfanul, copiii lui Dumnezeu încercați, batjocoriți, respinși și periferați, toți copiii lui Dumnezeu, bucurați-vă de faptul că Dumnezeu ne iubește. Hristos a murit și a biruit moartea, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și stă să coboare, să vină la noi, să revină și să ne ia și să ne ducă în slavă. Aceasta este învierea, aceasta este gloria învierii, acesta e miracolul învierii, aceasta este bucuria învierii. De aceea învierea este cel mai mare eveniment, pentru că Hristos a celebrat biruința asupra diavolului, asupra morții și asupra păcatului. Binecuvântat să fie Regele regilor și Împăratul împăraților, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Mesia, Unsul, Hristosul, Emanuel, binecuvântat să fie numele Lui. Și dumneavoastră toți, spuneți amin, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze.